Numărul de cazuri de infectări în școlile din județ dă peste cap procesul educațional din Olt. Datele statistice devin tot mai îngrijorătoare cu fiecare zi care trece. Potrivit ultimei raportări, peste 200 de elevi și cadre didactice sau personal auxiliar erau confirmați cu SARS-CoV-2. Din datele pe care le avem în acest moment în unitățile de învățământ din județul Olt, sunt 147 de elevi confirmați cu virusul SARS-CoV-2 și 76 de cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Numărul elevilor care învață în online a depășit 3.000, iar al celor care ar trebui să meargă la școală, dar nu o fac din cauza simptomelor, este la fel de mare. Astăzi avem 135 de clase care își desfășoară activitatea în mediul online datorită cazurilor confirmate de COVID și în aceste clase sunt aproximativ 3100 de elevi. Dascălii și conducerile școlilor nu știu ce scenariu să adopte în cazul elevilor care absentează, invocând diverse simptome specifice, dar care nu aduc niciun document medical, cărora li s-a indicat să rămână la domiciliu la cel mai mic semn de boală. Din partea Ministerului Educației sau al Sănătății nu au fost făcute precizări pentru astfel de situații.